Președintele țării Igor Dodon continuă să dea asigurări că alegerile prezidențiale din această toamnă vor fi corecte și democratice. În acest sens, Dodon a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Klaus Neokir, șeful misiunii OSCE în Moldova, unde cei doi au discutat despre participarea OSCE și a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului la monitorizarea procesului electoral. Amintim că ieri, într-o ieșire la presă, președintele țării a îndemnat toți partenerii de dezvoltare ai Moldovei să delege observatori la acest scrutin. Vin cu un îndemn către partenerii de dezvoltare din Est, din Vest, să delege observatori la aceste alegeri. Pentru noi este foarte important acest proces electoral și vreau să vă asigur că vom face tot posibilul, pentru că aceste alegeri să corespundă standardelor internaționale. În context, șeful statului a subliniat și faptul că țara noastră este interesată de o cât mai bună cooperare cu observatorii OSCE. De asemenea, cei doi oficiali au făcut și un schimb de opinii vis-a-vis de pregătirea următoarei runde de consultări în formatul 5+2 în vederea soluționării cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean.